Emil Săndoi a explicat de ce formația pe care o pregătește a avut un debut slab de campionat. Ghinionul, dar și numeroasele accidentări au făcut ca gruparea din Bănie să aibă doar 6 puncte după 8 etape. CSU a practicat însă un fotbal bun și rezultatele nu au întârziat să apară. Eu am considerat de fiecare dată că rezultatele mai puțin faste din debutul campionatului au fost datorită unei conjuncturi nefericite și datorită faptului că am avut foarte mulți jucători accidentați. Tehnicianul oltean s-a arătat mirat de faptul că mulți dintre oamenii de fotbal pun pe seama norocului victoria de la CFR Cluj. Eu la sfârșitul jocului, dar poate puțin influențat, cred că am și făcut o greșeală. Acum, stând la rece și judecând și revăzând partida de la Cluj și văzând statisticile după partida de la Cluj, în care noi am avut un plus de posesie, am avut un plus de șuturi la poartă, am avut un plus de șuturi spre poartă, deci aproape la toate capitolele am stat mai bine decât CFR Cluj, consider că a fost o victorie meritată. Chiar dacă echipa a avut un final de tur excelent, Săndoi atenționează. Confruntându-ne cu serioase probleme de antrenament, de refacere, de recuperare, știți că eu cred că în condițiile de față și având în vedere că foarte mulți jucători de la noi sunt decât în al doilea sezon de primă ligă, eu cred că o calificare în play-off ar trebui considerată o performanță. După 13 etape, CSU se află pe locul 7 în clasament cu 19 puncte, la fel ca ocupanta locului 6 care duce în play-off, ASEA Târgu Mureș.